Salut și bine te-am găsit! Astăzi vom discuta despre planul de idei. Vreau să încep prin a-ți povesti o scurtă povestioară. Nimic nu s-ar fi întâmplat și n-ar fi existat nicio poveste dacă în cea mai mică și mai sărăcăcioasă casă albastră, de dincolo de dealul burtos, nu s-ar fi aflat un băiețel rom pe nume Zuralo. Zuralo avea cinci ani și nu era mai mare decât scaunul cu spătal al bunicului Baromir. Dar era iute și vesel ca o veveriță și bun ca un cozonac aburind. După ce părinții lui plecaseră peste mări și țări, Zuralo și frații lui rămăseseră cu bunicul Baromir, care muncea cât era ziua de lungă să facă oale, ceaune și tigăi. Vreau să mă lupt cu vulpile, îi spuse într-o zi Zuralo, s Maranda. Ce vrei să faci, piticule? Nu vezi cât ești de mic? Nu mai scăpăm noi de vulpi niciodată. Dacă tu n-ai curaj, stai aici, pitită. Eu mă duc la Mario și la Romică și Ruzuralo se duse peste dial unde frații lui se dusese să taie lemne. Vreau să alung vulpile. Prea multă vreme și-au bătut joc de noi. Păi, habar n-avem cum, spuse și Mario. Ce știm noi? Nimeni nu le poate învinge. ți am mai explicat. Mai bine, ia pe trifoi și du-l acasă. Trist, Zuralo îl lua pe trifoi de căpăstru și pornea bătut spre casă. Fragmentul citit este o adaptare după Zuralo și Rotița fermecată de Victoria Pătrașcu. Cu siguranță și tu ești un bun cititor. Dacă este nevoie, poți reciti acest text. Și apoi analizează relația ta cu textul literar. Care personaj? Mi-a atras atenția, atenția în mod deosebit. De ce? Cum mi se par fulpile? Cum crezi că se simte Zuralo? Îmi doresc să citesc și alte povestiri scrise de Victoria Pătrașcu, deoarece... răspunde de acestor întrebări. Sau continuă ultimul enunț. Am încercat să răspundem la aceste întrebări. Să vedem împreună. La întrebarea care personaj mi-a atras atenția în mod deosebit și de ce, am răspuns în felul următor. Personajul care mi-a atras atenția în mod deosebit este Zuralo. Deși este Mititel, își dorește din tot sufletul să-i ajute pe toți ceilalți. Cum mi se par vulpile? Ei bine, având în vedere că de foarte multă vreme bagiocoresc oamenii și copiii vor să le alunge, cu siguranță sunt personaje negative, animale crude, nemiloase. Cum crezi că se simte Zuralo? Ei bine, fiindcă nimeni nu are încredere în forțele lui, eu sunt sigură că se simte singur și este trist. Îmi doresc să citesc și alte povestiri scrise de Victoria Pătrașcu, deoarece mai impresionat modul deosebit în care sunt surprinse atât emoțiile copiilor, cât și felul în care ei își trăiesc viața. Să recapitulăm puțin planul de idei. Planul simplu de idei reprezintă ideile principale dintr-un text, care sunt redate în ordinea apariției lor. Ideea principală reprezintă transcrierea pe scurt a celei mai importante informații dintr-un alineat, un paragraf sau un fragment. Se poate extrage direct din text sau poate fi formulată diferit, însă conținutul trebuie să fie același. Enunțul trebuie să fie scurt, concis, și trebuie să răspundă la întrebările cine, ce, când, unde și cum. Haideți să vedem în cazul nostru care ar fi planul simplu de idei. Într-o căsuță sărăcăcioasă de dincolo de dealul burtos, trăia un băiețel pe nume Zuralo. Iați timpul necesar și extrage alte două idei. Alte două idei ar putea fi. Băiețelul vrea să alunge vulpile, însă nimeni nu crede în puterea lui. Zuralo pleacă acasă în soții de trifoi. Scoțând planul de idei, îți va fi mult mai ușor să realizezi rezumatul textului. Rezumatul este prezentarea pe scurt, scrisă sau orală, a conținutului unui text. El, așa cum știi deja, se bazează pe ideile principale și respectă succesiunea întâmplărilor. Se relatează la persoana a treia. Se utilizează timpuri verbale adecvate. Poți folosi prezent, timpul prezent sau perfect compus. Se transformă vorbirea directă în vorbire indirectă, se evită repetițiile și se exclud figurile de stil, se redă textul cu propriile cuvinte. Nu se utilizează termeni precum naratorul, autorul sau personajul. Încearcă să rezumi textul citit. Poți începe în felul următor. Un băiețel pe nume Zuralo locuia într-o casă sărăcăcioasă. Te las pe tine să faci acest rezumat. Ia-ți timpul necesar. Felicitări! Ai ajuns la final. După întocmirea planului de idei, vei putea povesti oricui textele citite de tine.